Șoferii care tranzitează Slatina sunt nevoiți să străbată kilometri buni de drum cu cel mult 30 de kilometri pe oră. Dacă se încumetă să apese mai mult piciorul pe pedala de accelerație, riscă să-și strice mașina sau să se aleagă cu amendă. E foarte prost, foarte prost. Se circulă foarte greu. Trebuie de neapărat să mergem cu antâia ca să... asta. Ce să facem? Asta este. Imposibil de mers. Mergem cu... nu, maxim 5 km la oră. Nici locuitorii de pe strada Oituz și Grădiște nu sunt lipsiți de probleme. Oamenii sunt nevoiți să stea mai mult în casă din cauza prafului, dar și să-și repare casele care au început să crape din cauza trepidațiilor produse de mașinile de mare tonaj. Drumul este jalnic, este praf, ne îmbolnăvim de plămâni, nu se stropește. Sunt trepidații, zgomote, uitați ce inclinație are, poate să meargă stâlpul încolo. E o problemă foarte urâtă. Soseaua nu e asfaltată, sunt numai gropi, trec tiruri toată ziua și toată noaptea, praf și zgomot. Camerile de la casă s-au fisurat, toate sunt fisurate. E dezastru ce este. Drumul este... nu trebuia să fie pe aici aduse mașinile și toate astea ce s-au făcut pe aici. Oamenii legii mai aplică o amendă, mai impun noi măsuri. Cu privire la traficul greu și fisurile care apar în pereții caselor, să știți că avem echipaje în permanență în zona respectivă care iau măsuri și de atenționarea șoferilor să respecte viteza de circulație care a fost stabilită în acea zonă, respectiv 30 de km la oră. Reprezentanții administrației locale susțin că era singura variantă pentru devierea traficului ca urmare a lucrărilor de canalizare de pe strada Ionașcu. Se circulă foarte greu pe acolo, dar nu avem ce să facem. Altă rută mai bună și mai corectă pentru cea mai mare parte a locuitorilor din Slatina și pentru cea mai mare parte a bugetului local, pentru că ne interesează și bugetul local, aceasta este cea mai bună variantă. Coșmarul șoferilor care tranzitează Slatina și al locuitorilor de pe cele două străzi a început în urmă cu mai bine de o lună și jumătate, iar autoritățile speră ca totul să ia sfârșit în cel mult o lună de zile.